Bună ziua tuturor! Sunt Arotela, cu etalare pentru cei născuți în zodia Vărsătorului sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Vărsător pentru iunie 2019. Înainte de a începe etalarea, vă mulțumesc pentru vizite, pentru like-uri, pentru comentariile frumoase și pentru abonarea la acest canal. Sper în continuare să găsiți etalări și nu doar etalări, informații interesante. Încep să vă povestesc, înainte de a începe talare, ce cărți au sărit, au vrut să transmită un mesaj special pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Au sărit împreună Asul de Cupă și Moartea. Foarte frumos, foarte frumos. Unii dintre voi, ori aveți planete în semnă de apă, ori aveți de-a face cu un scorpion, evident, semn de apă și moartea. Un scorpion. Nu toată lumea are de-a face cu un scorpion. Ideea este că, trecând peste aceste mici și nesemnificative detalii, asul de cupă reprezintă un început în dragoste, o nouă dragoste, o nouă relație emoțională foarte profundă, care vă ajută să vă transformați într-o nouă persoană. Cel sau cea care a fost până la această dragoste va fi un alt om, o altă persoană în momentul în care primește acest dar divin. Este o dragoste unică, emoții copleșitoare vă transformă în ceva ce poate nici voi n-ați crezut că sunteți în stare să fiți, eventual să dăruiți, pentru că vorbim de cupe, nu doar să simțiți, să și dăruiți. Evident, această dragoste cu moartea alături vă schimbă vibrația, vă scoate dintr-o vibrație bolnavă, joasă, da? Și vă ridică către noi dimensiuni. Îmi cer scuze, a trecut un elicopter. Către noi dimensiuni spirituale, evident. În continuare, au mai sărit încă trei cărți. Cinci de băte, cinci de spade și judecata invers, iar Pluto, dar într-un alt context. Dacă aici este un context în care Pluto vă transformă emoțiile și sentimentele, în bine, simt eu. Aici cred că ține ceva de trecut. Probabil că unii dintre voi ați avut conflicte cu un alt semn de aer sau un semn de foc cu planete în semn de aer. A fost o relație destul de karmică, nu destul, a fost o relație karmică, dar căreia nu prea cred că îi mai dați șanse. Judecata a venit invers. Eu mi-așez cărțile normal, care vrea să sară invers este liberă. De asta dată această judecată a vrut să apară în poziția asta. Simt că nu mai vreți să investiți energie într-o direcție în care ați avut multe conflicte. Și interioare, poate a trebuit să luptați pentru această persoană mai mult decât era cazul și persoana nu v-a ajutat, nu a depus efort. Pentru că nu e suficient să luptăm doar unii într-o relație. E clar că trebuie să fie reciprocă implicarea. Cred că au fost și discuții, conflicte, poate pentru motive minore. Important este că au fost și au adăugat toate aceste energii conflictuale, au adăugat la acel pahar care s-a umplut și nu mai vrea să hrănească o situație conflictuală. Și mă bucur că au apărut cărțile, o să le pun la loc. Pentru că dacă într-adevăr terminați o relație, aveți șansa să vedeți oferta divină într-o altă direcție, cu o altă persoană. Și acea dragoste, această nouă dragoste să vă transforme. Să vă spun în continuare ce a mai sărit. Am ținut neapărat să vi-l arăt pentru că mi s-a părut o poveste interesantă și un mesaj interesant pentru unii dintre voi. Este Asul de Spade și Lumea.
Cum am spus, unii dintre voi tăiați cu trecutul, da? E în spatele lumii, tăiați ceva, niște corzi, niște stringuri, niște legături karmice, da? Iar Saturn, Saturn e karma, evident, și începeți un nou și o nou, un nou capitol, mai bine zis, un nou capitol și cred că este această nouă dragoste, da? Cred că este această nouă dragoste. Pe de altă parte, începeți să manifestați adevărul, să înțelegeți probabil de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Această relație nu a mers ca să vă aducă, să vă aducă în cale această dragoste unică și să înțelegeți lucrările divine, să înțelegeți legăturile interumane dintr-o altă perspectivă, mult mai profundă. Și în momentul în care înțelegeți, în momentul în care aveți adevărul la îndemâna voastră, începe să manifestați un nou capitol în viața voastră. Un capitol limpede, în care legăturile sunt reciproce. O să pun cărțile la loc. Bine, când va veni rândul lor la crucea celtică, ei voi mai amesteca. Ele sunt amestecate, sărăcuțele. Le-am zăpăcit de la atâta amestecat. Mai amestec acum un pic ca să nu cumva să uit atunci. Vărsător, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Vărsător, iunie 2019. Ok. Acum, începem etalarea, dar și aici, în setul acesta de cărți, au vrut să sară niște cărți. Vindecare. Vindecare a fost prima care a sărit și a stat așa pe mâna mea într-un balans aproape ireal. Vă vindecați. Dacă lăsați în urmă trecutul, lăsați-vă și timp de vindecare ca să vă puteți deschide inima către acea nouă dragoste care vă așteaptă. E pe drum, în cazul în care n-ați întâlnit persoana, este pe drum, e în aer, plutește. În mirosul acesta de flori de primăvară, da? Vindecați-vă. Primăvara este un moment excelent pentru vindecare. Și prin plante, și prin natură, și prin tot ceea ce respirăm și vedem frumos în jurul nostru, avem această șansă de a ne vindeca. Deci, ce cred că mai este? După cum văd, această imagine ar spune că aveți de vindecat chakra a doua și a treia și ultimile două. Al treilea ochi și Sahasrara, da? Deci, ar fi egoul și sexualitatea, pe de-o parte, creativitatea și încrederea în voi înșivă și pe de altă parte, în momentul în care vindecați aceste două chakre, evident și inima se va deschide, da? Și trebuie să lucrați cu capacitatea voastră de a vedea viitorul într-o altă direcție, cu o altă persoană, într-un alt job eventual, da? Al treilea ochi. De a înțelege lucrurile în profunzime și apoi conectarea la sursă. După această carte a mai sărit aceasta, posibilitățile, similar cu doi de băte. Doi de băte, ce înseamnă? Un moment de răscruce. Trebuie să alegeți ceva. Dar e o alegere care vă cheamă să vă conectați la pasiunile voastre. Ceva se întâmplă. Probabil că apare cineva în viața voastră, poate acea nouă dragoste, poate o nouă ofertă profesională. Ideea este că trebuie să aveți niște posibilități într-o direcție, posibilități pe care nu le vedeți acum, dar trebuie să simțiți. În momentul în care alegeți ce vă place, ce vă pasionează, evident că toate ușile se vor deschide în acea direcție. Înțelegeți? Diferența între doi de spade și doi de băte. Eu acum o să pun cărțile la loc. Le mai amestec o dată. Sper să nu mă întrerupă nimeni. Am uitat să mă deconectez. Vărsător, Soare, Luna, Venus, Ascendent în Vărsător, iunie 2019. Vărsător, iunie 2019, Soare, Luna, Venus, Ascendent în Vărsător.
Ce frumos. Mergeți cu... Urmați cursul vieții. Armonie. Ce frumos. Amândouă sunt semne de apă. Mintea. Aici sunteți voi, semnul de aer. Și iar lumea. Completare. Încheiere. Oh, ce frumos, creativitate. A mai avut cineva, nu știu cine. Oh, cine a avut? Racul? Cred că racul a avut creativitate. Creativitatea e similar cu împărăteasa. Reprezintă numărul 3. Ia uite și abundența. Nici nu se putea. Abundența, varianta 3D a împărătesei. Nici nu se putea mai bine. După ce lăsați în spate un trecut sau o persoană sau niște persoane care vă atârnă, vă îngreunează drumul, evoluția. Vă atârnă pe umeri ca o piatră de râu. Iată, și mai e și cocoșul pe deasupra. E și țanțoș. Individul, persoana respectivă. Lăsați în urmă, similar cu șase de spade, semn de aer, da? Șase de spade reprezintă un moment în care plecăm de la ape tulburi la ape calme, da? Lăsați în urmă trecutul. Debarasați-vă de aceste greutăți, cred că sunt persoane, da, după cum arată, și începe să manifestați abundență, 10 de monede, abundență din toate punctele de vedere, că asta înseamnă abundență, da? Și creativitate, creativitate, creativitate. Voi sunteți persoane foarte inovative, deci ați putea să vă conectați la acea latura voastră care vă poate aduce niște satisfacții speciale. Experimentând lucruri creative, experimentând frumosul, experimentând culoarea, poezia, feminitatea dintr-o altă perspectivă. Deci, aici, ce aveți? Lăsați-vă un pic în voia soartei, în momentul în care vă eliberați. Renunțați la această minte super stresată. E similar cu Cavalerul de Spade, această carte. După cum vedeți, parcă ar fi o mașinărie în capul acestei persoane. Probabil că nici nu mai comunică așa cum ar trebui să comunice o ființă umană, poate la modul empatic. Probabil că acum comunică griji, stres, aglomerarea unor gânduri într-un haos care evident nu poate manifesta nimic pozitiv. Deci trebuie să lăsați în spate acest stres și să lăsați un pic lucrurile să se desfășoare așa în ritm divin. Să plutiți ca acest copilaș în rău. Poate că o baie. Un drum la mare nu v-ar strica. Aveți două semne de apă. În momentul în care vă lăsați ca și când ați pluti, începeți și vă conectați la sursă și aveți posibilitatea să vedeți, pentru că acest om vede, da? Al treilea ochi este deschis și am vorbit și mai devreme la vindecare, să vedeți de fapt în ce constă fericirea voastră, cum ar putea să arate. Cum ar putea să arate? Lângă cineva sau pur și simplu cu voi înșivă. Încheiați un capitol, iar găsiți persoana, înțelegeți o situație și rezolvați problema. Au fost multe întrebări, multe lipsuri într-o poveste, acum le înțelegeți, le găsiți răspunsul. Și cred că acest moment în care vă lăsați un pic în ritmul naturii, cred că atunci găsiți, eu știu, răspunsul la această întrebare și puterea să lăsați în urmă trecutul.
Așa simt în acest moment. Acum, mai amestec încă o dată cărțile, timpul trece. Vărsător, soare, luna, Venus, ascendent în vărsător, iunie 2019. Vărsător, soare, luna, Venus, ascendent, iunie 2019. Energia centrală. Wow, a apărut încă o dată. Asul de spade. Voi. Voi în adevărata voastră lumină. Acesta este Excalibur. Ce-mi place povestea regiului Arthur. Acesta este Excalibur. V-ați dovedit vrednici de a o poseda, de a înțelege adevărul. Ați trecut prin multe și vi s-a dat această onoare, să înțelegeți lucrurile. Eventual, am zis mai devreme, tăiați cu trecutul. Este un început în dreptate, este o justiție divină ce blochează. Aici e provocarea minte, suflet, asul de cupe. Posibil, unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de apă. Ideea este că trebuie să alegeți între minte și suflet și este greu. Nu doar pentru voi care sunteți semn de aer, pentru mulți. Aici este provocarea, nu musa e blocarea. Tocmai pentru că ați fost răniți în trecut, probabil că nu aveți încredere în această nouă dragoste, dar simțiți că este ceva special. Simțiți că este ceva special. Haideți să vedem ce urmează, că deja începutul a fost așa foarte intens. În trecut, valetul de monede, poate un semn de pământ. În ultima vreme, în ultimile luni, poate este un proiect pe care l-ați dorit să începeți în muncă. Poate ați început să studiați ceva. Valetul de monede este un student. Ați început să studiați într-o direcție. Nu știm până unde ați ajuns în acest stadiu, în această direcție, dar este un început. Poate cineva în semn de pământ să fi venit în ultima vreme cu o ofertă, ori de o relație, ori un cadou, ori niște discuții, poate chiar niște scuze. Dar ați încercat timid să vă concentrați pe un nou proiect în trecut. Vai, aceștia sunteți voi, ce frumos! În ultima vreme, cred că acest proiect a început de atunci, de la această mică monedă, a generat un succes la care nu vă așteptați. Steaua. În ultima vreme ați început, ați simțit că vi se împlinesc dorințele. Încep să vină oamenii, bănuții, dreptatea, sănătatea, într-un ritm probabil pe care nu îl anticipați. Steaua, sunteți voi, semnul vărsătorului. Cred că unii dintre voi v-ați descoperit adevărata esență. V-ați înțeles, v-ați vindecat, că am avut și healing, vindecare, da? Eventual vă vindecați în continuare, pentru că asul de cupă reprezintă nu doar dragoste, înseamnă și dragoste de sine. Și asta o facem vindecându-ne. Înseamnă și vindecare, poate fi o cupă cu, eu știu, apă, cu niște medicamente care ne vindecă, da? Este apa vieții. E frumos. Ați început în trecutul îndepărtat de la foarte puțin, cu un bănuț, cu un abonat, cu un client, cu poate o singură persoană care v-a stat alături. Sau pur și simplu cu o idee foarte creativă, pentru că sunteți
Creativ, doar am avut și creativitate, da? Și probabil foarte aproape de esența voastră și din acest motiv ați atras această energie a stelei. Hai să vedem ce urmează. În moment, în acest moment, există o aparentă stagnare într-o direcție. Spânzuratul e casa a 12-a peștilor a necunoscutului. Poate aveți de-a face cu un pește, cu un peștișor, poate aveți planete în semnul peștilor și s-au activat într-un anume fel. Fiind vărsător, aveți planete în pești. Așa cum eu am planete în vărsător. Spânzuratul. Luna aceasta vă cheamă, printre altele, să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă. După cum vedeți, acest om stă cu capul în jos, dar este iluminat. Primește acele idei, da? Înțelege adevărul, poate vede și dragostea și atunci trebuie, tocmai pentru că e provocarea între minte și suflet, trebuie să urmați cursul vieții, cum a fost și mai devreme. Acel copilaș în apă, similar cu semnul peștilor, da? Lăsați lucrurile să se desfășoare de la sine, chiar dacă în aparență stagnează, dar această stagnare e aparentă, repet, de câte ori e nevoie. E o iluzie, de fapt, noi evoluăm în sinea noastră, poate și ceilalți, se așează lucrurile după cum consideră Universul, ni le pregătește, nu după cum vrem noi. Dacă ar fi financiar, profesional, că avem monede, spade și spânzuratul, probabil că e un moment în afacerea voastră în care ați avut spor, da, aveți spor o perioadă sau ați avut spor și cu steaua și cu asul de spade și acum înregistrați o așa zisă stagnare, dar nu este, este restructurare. Încercați să găsiți noi idei, eventual cum să vă prezentați în fața clienților cu oferte mai interesante. În viitorul apropiat 5 de spade. Probabil că cineva o să încerce să vă stea un pic în cale. Puteți fi voi, poate fi un alt semn de aer. Un alt conflict verbal mai mult. Probabil sunt invidii, simt că ar putea să fie niște invidii și din cauza acestor invidii să fiți oarecum afectați și să înregistrați așa zisa stagnare. Există niște discuții, din niște motive. Probabil că pentru unii ați fost într-un trio și la un moment dat trebuie să vă separați. Pur și simplu. Și separarea asta nu vine chiar așa în liniște. Trebuie să luptați un pic pentru independența voastră. Sfat. 8 de cupe. Semn de apă. Sfatul este să lăsați în urmă ce vă supără. Să lăsați în urmă acest trecut care încă vă mai influențează și din cauza acestor discuții, vedeți, vă afectează un pic starea generală. Dar aveți cărți foarte frumoase, foarte frumoase. Detașați-vă emoțional. De ce nu vă priește? Mergeți către 9 de cupe, către ce vă bucură și unde e? Deci aici sunt 8 cupe, aceasta este a 9-a, este cea care vă face fericiți. Aceasta este cea de aici din cer. Poate să fie calea voastră spirituală, misiunea voastră, da? Poate sunteți vindecători, poate sunteți, eu știu, unii dintre voi astrologi, cititori în tarot, mai mult sau mai puțin. Vărsătorii pot avea multe meserii foarte interesante toate. Ideea este să vă descoperiți în acest
perioadă de singurătate, poate, de mici sacrificii, de compromisuri, să vă găsiți lumina, să vă conectați la sursă și să înțelegeți ce vă place vouă. Și de ce să faceți voi compromisuri în direcții care nu vă reprezintă? Faceți în direcția care vă reprezintă. Deci trebuie să vă detașați, ăsta este sfatul, și să mergeți către această cupă de lumină, către 9 de cupe, da? Bucurie, satisfacție. Exterior, 9 de cupe. Puff, ai, ai, ai. 9 și acum avem și cu asta 10. Am zis, iunie aduce mari bucurii pentru mulți dintre noi. Un semn de apă, clar, apare și aici, da? Ca și provocare. Voi ați ales, ați înțeles niște probleme din trecut și ați ales să manifestați o cale dreaptă, poate un pic mai reci, sunteți în manifestare și în exprimare, poate uneori vorbiți un pic mai dur, dar spuneți adevărul. Și provocarea este acest semn de apă. Sau, dacă nu e semn de apă, o persoană care vă face foarte emoțional și vă atinge sufletul. Și nu doar că vă atinge sufletul, vi-l umple cu bucurie. 9 de cupe, pești, rac sau scorpion. 9, da? Și cu această cupă 10, fericire totală și aveți și 8, cum am zis mai devreme, lăsați în urmă că ia uite ce vă așteaptă. Și influența exterioară, deci vine voi, asta e sfatul, voi lăsați trecutul și vine 9. De fapt vine și 10. Înțelegeți ce frumos se așează lucrurile după planul lui Dumnezeu. De ce vă este frică? Asul de monede. Probabil că vă este teamă că ar putea fi o aventură și nu o relație serioasă, dar e doar o teamă, cum am mai spus-o și nu mai știu cui. A avut cineva o carte care m-a făcut să gândesc la fel, cred că la fecioară. Le era frică că persoana de care sunt interesați este jucăușă, dar nu, e doar teama noastră din cauza trecutului. Trecutul ne afecta și avem ideea cumva că poate nu o să fie de lungă durată, dar nu e aici. Și se pare că ar putea fi aceeași persoană. Pentru unii poate, dacă nu e semn de apă, poate să se fie semn de pământ sau să aibă planete în semn de pământ. Înțelegeți ce spun? Taur, Fecioară sau Capricorn? A apărut Capricornul și mai încolo o să vi-l arăt. Aveți teamă că nu veți avea un spor de bani, poate, unii dintre voi. Dar ați lucrat suficient de mult pe o direcție și, după cum vedeți, aveți adevărul, aveți visele împlinite, aveți dragostea din partea clienților și nu doar, din partea cuiva special. Persoana vrea să vă oferă o relație de lungă durată, vrea să vă ofere chiar, nu știu, mai mult, dar vă este un pic teamă. E teama voastră. Și e normal, pentru că ați trecut prin multe. Dar e doar o teamă. Deschideți-vă. Trei ași, dragii mei, trei ași și steaua și 9 de cupe. Evident că sunteți un pic tulburați. Evident, dar este absolut de neimaginat. Și cavalerul de bâte, ce vă doriți? Probabil că vine acest domn, această doamnă, domnișoară în viața voastră și vă trezește la o nouă pasiune, pasiune pentru viață, nu doar pentru ei, pentru voi înșivă. Un nou foc se naște între voi doi. Cavalerul de bâte. Cel cavaler care vine, vă fură și vă duce departe, undeva să fiți fericiți doar voi doi. Nu știu, așa am simțit nevoia să citesc această carte. În acest context, cred că vă doriți să vă explorați pe voi înșivă și viața altfel decât ați făcut-o până acum. Cred că aceste spade țin mai mult de domeniul trecutului. Poate e o obișnuință de a argumenta. Pentru că ați avut oameni care v-au făcut să vă creați niște ziduri în fața voastră.
Deci vine cineva în viața voastră și vă dă așa oarecum peste cap. Emoțional, pasional. Frumos, frumos, frumos. Uai, ai, ai. Și a apărut și mai încolo să vi-l arăt. De-aia vă este frică. Este diavolul. Este pasiune foarte mare. Foarte mare. Ar putea, vă este teamă cumva să nu fie o relație toxică. Dar cum arată 9 de cupe și asul de cupe și steaua aici, eu cred că este o teamă din trecut. Legăturile cu sufletele perechi, cu sufletele gemene, sunt profunde, într-adevăr, și creează o oarecare dependență care poate fi confundată cu toxicitatea din trecut, dar nu. Cred că... Haideți să vedem ce urmează. Ia, uite, da, e legătura dintr-o altă viață. 6 de cupe sau din copilărie sau dintr-o viață anterioară. Și din acest motiv nu înțelegeți voi de ce vă simțiți atât de atrași și de apropiați de această persoană. Poate fi Capricorn, mai mult sau mai puțin, dar iar apare semn de apă. Dar, repet, nu e obligatoriu, poate să fie și semn de pământ cu valetul și cu asul de monede. Și avem semn de pământ și la diavol, da? Poate fi și semn de foc. Poate fi orice semn, nu? Asta e important. E o legătură dintr-o altă viață, asta e clar. E Saturn. E Saturn. E Pluto. E Uranus. Că avem și cavalerul de bâte. Ah, 5 de cupe. Iar 5 de cupe. Cred că nu știu câte ori am văzut. Și asul de bâte. Hai, dragii mei. Lăsați în urmă trecutul. Nu mai plângeți după persoana cealaltă. Pentru că e aici, a sufletul perechi. E aici. Pentru voi, cu acest as de bâte. Deci 4 ași. 4 ași. Dragii mei vărsători. Semn de pământ, iar. Persoană serioasă, iar. Cavalerul de bâte. Deci cred că persoana aceasta ar vrea să se căsătorească cu unii dintre voi. Ar vrea acum ce o să iasă, rămâne de văzut. Lăsați în urmă ori voi, ori ei. Vai de mine. Responsabilitățile, greutățile. Poate ei trebuie să lase. La fel de mult cum trebuie să lăsați și voi. Aveți o legătură foarte profundă și iar cinciul de bâte al trecutului. Asta e de domeniul trecutului. Cinciul de, doi de cupe, suflete perechi. E o comunicare ce vă creează multe semne de întrebare pentru că e foarte profundă, e telepatică. Vă ghicesc gândurile, știu ce vă plac, inclusiv la pat. Și asta spun pentru că ce v-a apărut? Când am amestecat cărțile următoare, v-a apărut diavolul a doua oară. Ori ei sunt foarte obsedați de voi și asta vă tulbură, pentru că voi sunteți mai încercați să fiți mai mentali. Ori voi simțiți că începe și voi să vă gândiți din ce în ce mai mult la ei și aveți dorințe, dorințe intense, intense. Și acum continui cu partea intimă. Cine este peste 18 ani, poate să rămână. Cine este sub 18, vă rog frumos, închideți sau ascultați alt canal. A vrut să sară acest diavol. Nu degeaba. Interesant că a apărut și mai devreme. Ce este diavolul? Este Pan. Este acel zeu pământean, foarte viril, da? Și cu nevoi sexuale foarte mari, puternice. Este cel care guverna ce saturnalile, orgiile care se făceau în antichitate. Da? Ce pot spune mai mult? Se vede din poză. Se vede din poză. Cred că unul dintre voi, posibil ei, să fie, pentru că v-a apărut semnul pământului în poziția fricilor, posibil ei să fie obsedați oarecum de voi, de această legătură și pe voi vă tulbură. Și am văzut și lumea. Dar cred că sunteți un ideal pentru ei. Vărsător, soare, luna, Venus, ascendent, vărsător, iunie 2019. Au fost amestecate, le mai amestec. Pentru că am pus cartea. Acum, să vedem ce iese pentru vărsător. Ce vă place vouă? Ce vă doriți, de fapt? Ce își doresc ei?
Bine, puteți să inversați pozițiile întotdeauna. De ce vă este frică vouă? De ce le este frică lor? Uneori mă uimesc cum se coordonează cărțile. Va, iar a apărut lumea. Am văzut-o, am spus mai devreme că am văzut-o și a vrut să apară. Puteți fi voi, pot fi ei. Vreți o dragoste totală. Vreți ca de asta dată să nu mai fie jumătăți de măsură. Vreți ca să fiți adorați și vreți să adorați la rândul vostru. Nu contează în ce poziție sunteți, că sunteți bărbat, femeie. Evident, puteți să inversați, cum am spus mai devreme. Cineva, poate acel pan, este chiar aici și vă adoră. Vreți să simțiți cum înseamnă să fiți prima persoană în viața cuiva. Să fiți o regină, o împărăteasă. Eventual, rege, împărat. Dar regele, evident că doar cu regine ar trebui să fie alături. Și iar avem semnul Capricornului, avem și mistrețul, similar uneori cu scorpionul. Sunt dorințe intense, pământene, terestre, sexuale. Ăsta e adevărul. Sunt dorințe sexuale, dar pe lângă aceste dorințe avem și dragoste. Este dragoste pură. Este și o dragoste senzuală, că avem semnul peștilor. Am mai spus, v-ar pune pe un pat cu flori și v-ar iubi acolo ca pe o regină. Și asta vă doriți. Asta vă doriți? Și ce vă doriți o să și aveți. Ia, mai, mai, cum s-au vorbit să se așeze în aceeași etalare? E clar că sunt obsedați. În sensul frumos. Știu că vă tulbură, că... Dar să nu uităm că totuși vărsătorii sunt guvernați de Saturn. Guvernatorul nocturn, Uranus, este diurn și Saturn este nocturn. Deci aveți și voi o latură mai nebună a voastră. Se știe că vărsătorii sunt neconvenționali în multe, nu doar în profesie, nu doar în felul în care se îmbracă, nu doar în felul în care vorbesc sau gândesc, că sunt unici. E Uranus, e geniu. Dar sunt trăsniți și în zona aceasta sexualității. Sunt neconvenționali. Cum poate și am văzut cărțile? L-am pus, da? L-am pus lângă lume. Am amestecat cărțile, le-am tăiat în fața voastră, vrut să iasă iar. Da, eu cred că ei sunt aici în această carte. Frumos. Este o obsesie frumoasă în sensul ăsta. Este o obsesie frumoasă, nu este o nebunie deviantă. De ce vă este frică? Uai, de moarte. Și haideți să vorbim ceva ce poate nu putem spune oricând. De fapt, orgasmul ce este? O moarte a egoului. Vă este teamă că și simțiți că va apărut și asul de cupă și moartea. Deja nu știu de ce mă înfior, probabil că și voi sunteți oarecum tulburați de această legătură. Simțiți că această legătură vă va transforma pe amândoi, nu doar pe unul și nu doar pe voi, pe amândoi. Vă este frică că nu veți mai fi aceeași persoană după ce veți face dragoste cu ei. Probabil că este și un soi de gelozie din partea amândurora, dar trecând peste asta, moartea înseamnă regenerare, transformare. Înseamnă, ce înseamnă? Înseamnă acel moment când în timp ce faci dragoste cu sufletul pereche, cu flacăra geamănă, în momentul orgasmului să te conectezi la divinitate. Asta este. Și simțiți asta și vă este un pic teamă, probabil pentru că nu ați mai experimentat așa ceva cu nimeni. De ce le este frică lor? 5 de monede. Cinci de monede.
deoparte, 5 de monede înseamnă, la modul clasic, două persoane care se ajută amândouă în situații de criză, unui orb, altui șchiop și se ajută. Lângă o biserică se conectează la spiritualitate. Da? Probabil că le se teamă că e teama lor, evident, și teama e doar teamă, nu este și adevăr. Că vor trebui și ei să renunțe la niște lucruri pentru a fi împreună cu voi. Sau sunt conștienți că și voi trebuie să renunțați la niște, la o pasiune, la ceva pentru a fi împreună. 5 de monede. Ia nu știu câte ori când văd 5, 5 înseamnă schimbare, schimbare, schimbare. Eventual citiți mai mult despre simbolistica numărului 5, că deja au trecut 41 de minute, nu le pot spune pe toate. Și nici nu vreau să mă grăbesc în interpretări. Interiorul în care acești doi tineri frumoși și îndrăgostiți se sărută, îmi pare mai mult ca un templu. Îmi pare ca un templu. Și da, o să mă îndepărtez un pic de înțelesul clasic al acestei cărți, pentru că oricum este un tarot special, este un set special, care nu respectă interpretările clasice. Cred că și ei simt că veți fi o persoană unică în viața lor. Dacă aici sunteți puși pe un piedestal, sau simțiți că sunteți deja puși pe un piedestal, aici sunteți deja în templu. Probabil că vi s-a și cântat, vi s-a și oferit, eu știu, ofrande ce se oferă zeilor, zeițelor. Și ca să ajungi să săruți zeița, ar trebui să te ridici până la nivelul, valoarea ei, a lui, da? Probabil că aici este teama lor. Să se ridice din această vibrație 3D către o altă vibrație. Eu cred că undeva aceste cărți se oglindesc. Simt și ei transformarea, o simt. Și da. Nu reușesc să facă față acestor emoții. Mă fură o vibrație ciudată în această etalare. Există ceva ce te face să te pierzi. Nu știu, cu cine vibrez acum, cu cine corespund. De ceva ce nu pot explica în cuvinte. Te atrage într-o dimensiune pe care n-ai mai experimentat-o. Sfat de la îngeri. Este important să iubești pe ceilalți profund. Să spui dragostea ca pe o comoară, așa cum este aici, da? Ca pe o comoară. Și să o hrănești zilnic. Voi, dragostea voastră a trebuit să fie unică, să fie și este unică, să fie ca o comoară pe care o protejați de ceilalți. De fapt, ce facem? Comoara noi expunem, o protejăm. Fii doritor să-ți exprimi dragostea. Și petrece timp de calitate, da? Cu persoana iubită. Nu uita că ești fără limite. În această dragoste, da, ești fără limite. Din acest motiv pare toxică, pare, dar e ceva ce trece de
10. Iar este 10. Vă completează această persoană foarte bine. Și veți descoperi că în inimă deja aveți un loc pentru această persoană și locul acesta l-a spus din alte vieți. Asta ar fi citirea pentru vărsători. Sper că va rezona cu unii dintre voi. Și, da, nu știu cu cine m-am conectat, că am o stare mai specială. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine!